Agricultorii protestează iar în stradă. Nemulțumiți de recentele decizii ale autorităților de la Chișinău, mai mulți fermieri au venit astăzi la sediul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Oamenii cer, printre altele, simplificarea obținerii compensațiilor la cerealele de primă grupă și motorină pentru fermierii afectați de secetă. Problemele apar din cauza incompetenței Ministerului Agriculturii, afirmă protestatarii. Fermierii spun că sunt nemulțumiți de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, care le cere agricultorilor să anexeze suplimentar la dosar extrase din registrele contractelor de arendă cu numerele cadastrale, numele și prenumele persoanelor de la care sunt arendate terenuri și termenul de arendă. Oamenii spun că această procedură este una anevoioasă și necesită prea mult timp. Problemele care ne-au adus aici, asta este incompetența totală a Ministerului Agriculturii. Absolut. Deci niște cerințe la IPA născucite din niște mofturi a unui ministru, nu spun altfel, care nu au nicio legătură. Noi stăm acolo în teritoriu cu reprezentanții a IPA, îi întrebăm, băi, ce vreți voi? Ce fel de certificat vreți voi? Și îi dau din umeri. Te duci în sate la inginerul cadastral și vreau să spun că majoritatea satelor, în foarte multe sate, nu există inginer cadastral. Sau unde există, există probleme inginerii cadastrali. Și cei care sunt, apoi spun, bă, dar asta e prostie. Noi nu avem când stași în rândul hârtiei. Noi trebuie să lucrăm. Statul trebuie să ne creeze așa condiții, că agricultorul să gândească cum să producă mai mult și mai calitativ, dar nu să pierdă timp la hârtie. Puteți? Dau de umeri și nu pot să-mi lămurească nimeni absolut nimic concret. Cum noi să mai lucrăm mai departe? E foarte dureros, doamne. Așteptăm să vedem și ne spun. Deci nu suntem de acord cu faptul că în baza unei circulari emise de către AIPA a fost transmis în teritoriu, care cere adăugător la regulamentul care a fost adoptat de guvern, cere numerele cadastrale și contractele de arendă. Deci este o chestie care e depășită ca document sau nu este strict necesară, fiindcă noi avem, când am depus la accizile la motorină, e aceeași suprafață, aceeași lucru, aceeași treabă merge. Deci nu s-au cerut numerele cadastrale. În 2020 nu s-au cerut numerele cadastrale. Acum, iată, nu știu din ce motiv, cineva, bazându-se pe o decizie a Curții de Conturi, că ea ca interzice, nu știu cum, acum dați interzis să introducem chestiile astea cu numerele cadastrale. Regulamentul privind subvențiile a fost elaborat în concordanță cu legislația în vigoare și cu cerințele Curții de Conturi, afirmă Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, căruia i-am cerut să comenteze acțiunea de protest a fermierilor. Regulamentul de împărțire a subvențiilor este făcut în concordanță cu legislația în vigoare a Republicii Moldova și cu cerințele Curții de Conturi. Sunt bani publici, repartizarea lor nu se face la altă modalitate decât la modalități legale. Este o subvenție pe care agricultorii trebuie să o primească dacă îndeplinesc niște cerințe. Cerințele nu sunt deloc altele decât în mod obișnuit îndeplinite de ei pentru oricare altă măsură de subvenționare. Tu ai declarat că ai sămânțat în toamna anului 2022, spre exemplu, 100 de hectare de grâu de toamnă. Tu vii la primărie și iei certificatul care atestă că tu ai aceste suprafețe, după care le identifici cu numărul cadastral primăriile libere, astfel certificat în câteva zile, vii depui la IPA și este totul absolut. Și până la etapa actuală deja au depus 116 dosare. Ministrul Vladimir Bolea a anunțat luni că suma totală a subvențiilor a ajuns la 1,8 miliarde de lei. Potrivit lui Vladimir Bolea, principala problemă în sectorul agricol este legată nu de lipsa banilor, ci de atitudinea fermierilor și lipsa de cooperare, care duce la o productivitate joasă.